Viorel Macarie este un bărbat din Mureș care, deși suferă de un handicap fizic grav, ne dă tuturor o adevărată lecție de viață. Omul este fermier și, în ciuda greutăților cu care s-a luptat, a reușit să pună bazele unei afaceri extrem de profitabile, cu aronia, un fruct mai puțin cunoscut la noi, dar cu numeroase beneficii pentru sănătate. Conform Observator News, Naviorel lucrează de dimineața până seara în localitatea Sunt Petru de Câmpie, în mijlocul celei mai mari plantații de aronia din zonă. Întotdeauna mi-a plăcut să fac, să nu rămân în urmă, țineam neapărat să fac ceva pentru a contribui la întreținerea familiei, la a întreține pe copii și a-i da mai departe la școli, lucru pe care l-am reușit în timp, povestește Viorel Macarie. O afacere de succes care oferă și lecții de viață. Bărbatul are 67 de ani și suferă de un handicap grav de când era copil. Totuși nu s-a lăsat niciodată doborât și a învățat aproape 10 meserii. A fost printre altele operator de film, agricultor și apicultor. Viorel Macarie lucrează acum pe plantația de aronia cot la cot cu soția sa, iar femeia care cunoaște toate secretele acestor fructe prepară din ele sucuri delicioase pe care le vinde în piețe și în târguri. Pentru a face suc, le congelăm, apoi le ducem la presă și acolo le-am și pasteurizat, apoi le-am putut duce la piață. Am făcut și pudră de aronia pentru că, după ce se stoarce sucul, rămâne o parte valoroasă din pulpă și semințe și coajă. Le-am uscat, le-am măcinat și am produs astfel pudra de aronia, care și are un efect foarte bun asupra sănătății, spune Mariana Macarie. Sunt niște oameni harnici, muncitori, un exemplu de urmat pentru foarte multe persoane, asta afirmă un vecin. Datorită cantității bogate de vitamine, minerale și antioxidanți, aceste fructe sunt benefice împotriva a peste 100 de afecțiuni. Consumul lor regulat reglează glicemia, reduce riscul de apariție a cancerului, scade tensiunea și întărește sistemul imunitar și nu numai. Dă o stare de bine, toată ziua ești bine dispus, iar omul când e bine dispus face cu drag ce are de făcut, adaugă Viorel Macarie. Un kilogram de fructe de aronia costă 20 de lei, iar un litru de suc ajunge la 40 de lei, relatează observatornews.ro.